face parte din terapiile cu animale și este de bun augur și dorită ca mijloc terapeutic și dacă s-ar putea face în România, bine ar fi. Asta este și motivul pentru care la inițiativa viceprimarului, funcție de primar, a spus actualmente de ce m-ați făcut care m-a rugat să-l trimit pe domnul Gemănaru în noiembrie anul 2012 pentru a iniția un proiect comun pentru delfinoterapie. M-am bucurat. Delfinoterapia este, ar fi ceva deosebit să putem face și noi. Am însemnat un protocol de colaborare care avea o rezonanță mai mult științifică de, în sensul organizării. După care am început să facem demersurile de organizare. Astea am însemnat în prima legătură cu asiguratorul. Care asigurator? Cum a poliția fusese făcută în octombrie, cu o lună înainte, nu a acceptat extinderea poliției pe aceeași sumă cu această nouă activitate. Am avut și situația în care am întrebat, bineînțeles, Consiliul Științific. Consiliul Științific este un cor decizional în care, într-o instituție ca noastră publică cu caracter științific. Consiliul Științific și-a exprimat în scris punctul de vedere, considerând că inițiativa noastră de a iniția delfinoterapia prin separarea delfinului pei-pei la acea dată un cor bolnăvior, dar bolnăvior cu o leziune osoasă, nu cu o leziune infecțioasă sau ceva periculos, dar care era bine, după părerea mea, să-l separăm de femeie. Separarea acestuia într-un alt bazin, bazinul actualmente folosit ca delfinariu, rămânând femeile dincolo, pe o perioadă scurtă de timp pentru a putea testa cum ar merge în delfinoterapia, deci, cum spuneam, Consiliul Științific a refuzat această activitate, considerând-o prea riscantă și considerând că riscantă pentru delfin, riscantă pentru copii, riscantă pentru puterea generală a instituției, pe de-o parte și pe de altă parte, noi când am achiziționat acești delfini, am achiziționat într-un proiect, într-un program. Programul Științific nu include delfinoterapia și ar trebui ca acest program să fie inițiat la nivel de minister, acolo unde ne-am primit fondurile și acolo unde ne-am primit aprobările ca să avem acești delfini. Motiv pentru care l-am chemat pe domnul Gemănaru, i-am explicat ce se întâmplă și am semnat împreună cu dumnealui un protocol de reziliere. Dumnealui a înregistrat ca fiind să spunem așa, un refuz al Consiliului Județean, care nu mă lasă să fac delfinoterapia. Realitatea este că sunt mulți alți factori asiguratori și Consiliului Științific care au fost împotriva delfinoterapiei la acea dată, în condițiile din acea din 2012. Ulterior, delfinul Pei-Pei a murit, leziunile lui s-au agravat și până la urmă a murit în 2013 și am rămas cu două femele. Deci orizontul de psihoterapie s-a îndepărtat cu prezența doar a două femei. Mai mult, a început realizarea delfinariului descoperit și de 2 ani de zile, 2014 și 2015, uite, funcționăm în delfinariul acesta mic, delfinariul pe care îl gândeam pentru interacțiuni cu delfinii, inclusiv de psihoterapie. Ăsta este un alt motiv pentru care noi, încă la ora actuală, nu putem iniția de psihoterapie. În continuare, asiguratorul este împotriva extinderii riscului și cu delfinoterapia și bineînțeles că nu am putut nici noi să-i prezentăm o situație de risc și așa asigurarea delfinilor este o noutate pentru orice asigurator, foarte greu ne găsim asiguratorul, iar să mai ducem în acțiunea delfinilor încă o activitate care este în sine noutate pentru România, înseamnă o complicare a existenței noastre și a dosarului. Dar noi în continuare ne dorim delfinoterapia. La ultima inițiativă a asociației Marea Neagră cu delfinoterapia la Consiliul Județean, Consiliul Județean a fost în principiu de acord. Dar ca și atunci, în 2012, ne-a cerut nou complexul muzeal să ne expunem punctul de vedere. Și în continuare îmi doresc să fac delfinoterapie, dar în continuare răspunsul este că în condițiile actuale nu putem face delfinoterapie. De ce? Din cauza faptului că, după cum vedeți, suntem în bazinul mic, într-un bazin în care trebuie să desfășurăm și activității specifice instituție, respectiv de contact cu delfinii, interacțiuni cu delfinii la nivel de demonstrații de inteligență, și ar trebui să facem și interacțiuni în sensul delfinoterapiei. Atunci când vom avea două bazine funcționale, este vorba de acolo, bazinul care sunt delfinele și cel nou,
vom putea gândi o variantă de lucru cu delfinul terapie. Dar pentru delfinul terapie este necesar în primul rând un delfin care este antrenat pentru contactul cu orice om. Acest delfin, și veți vedea în imaginile următoare, acești delfini nu sunt antrenați pentru contactul cu trăim. Mai mult, avem un dresor pe care veți vedea, intră în apă și nu-l primește, nu-l acceptă. Din cauza faptului că este un dresor, o fată nouă, de câteva luni de zile. Pentru asta trebuie să facem un program special de antrenament al delfinilor pentru contactul cu oamenii străini, cu oricine. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ai siguranța unui delfin care nu are niciun fel de reacții vis-a-vis de o eventuală reacție a unui copil cu dizabilități. Copilul poate striga, poate iniția o manoperă care să fie luată ca agresivă de către delfin, poate lua, fără să vrea, fără să... E un copil care are o anumită afecție, pe de o parte. Toate astea trebuie să fie făcute. Cum aș gândi eu lucrul acesta? Ca să nu mai fie nici întrebări de genul: bun, sunt delfin luat cu bani publici, asigurați din bani publici, pentru un proiect care este stabilit cu Ministerul Culturii și care nu include delfinoterapia, cum o putem realiza, fiindcă este păcat să nu o facem, poate vom avea o dată posibilitatea asta, este să ținem acești delfini care sunt luați pe un proiect diferit de delfinoterapie, să eliberăm acest bazin și să gândim împreună cum am putea aduce, eventual asociația să aducă un delfin care să fie dresat sau pe care să intre într-un program de dresaj cu delfinoterapie. Noi putem să dăm oameni, putem să ne ocupăm de acel delfin, să-l dresăm. Noi vrem să facem acest delfin să fie un delfin pentru interacțiuni. Interacțiunile cu delfinii nu se spun doar delfinoterapia, e cel mai nobil delfinoterapia. Însă poți să faci acțiuni pentru fotografiere, acțiuni care să aibă, interacțiuni care să aibă un rost comercial. Și atunci, valoarea delfinului, care este foarte mare, valoarea asigurării, care și este importantă, și mai departe, întreținerea acestuia să fie disipate pe niște costuri să spunem așa, pe un buget care să fie asigurat și din alte activități. Fiindcă, dacă am pune să facem delfinoterapie, am ajunge la prețul spus în domnul de Gemănaru, minimum 100 de euro, așa cum este peste tot la delfinii pentru delfinoterapie, și în Ucraina, unde se face, și în Istanbul. Vis-a-vis de acreditare, sunt foarte multe activități și meserii neacreditate în România. Sunt foarte multe. Inclusiv dresorul de delfini nu este acreditat la noi. Dresorul și diplomele care le au acești oameni, dresorii aici, sunt doar acceptate de instituție, iar ei sunt încadrați ca artist circ. În general, psihoterapeutul este o meserie, el în codul de meserie este ok. Însă delfinoterapia și alte terapii cu animale, cu câini, cu cai și așa mai departe, nu sunt în nomenclatură. Din păcate, ar trebui să facă un update, o reorganizare a nomenclatorilor de meserie, că sunt foarte, foarte multe meserii care nu sunt, mi se pare, nici cel de blogger, nu? Care în cifre limitele, care ar fi costuri de delfin, care ar fi costuri pregătinii și mai ales cât ar dura pregătirea lui pentru asemenea. Păi vă spun că un delfin dresat poate să scoase și 200.000 de euro. Un delfin dresat ar trebui să fie femelă, iar femelele sunt cu 50% mai scumpe. Asta este piața, asta este situația. Deci am putea ajunge la 300.000 de euro cu o femelă blândă. De aici, ea blând înseamnă o femelă care acceptă interacțiunile cu animale. De aici, cu oameni, pardon. De aici, mai departe, să lucrăm cu el nu este mare. Bunăvoință este, oamenii sunt pasionați și din punctul meu de vedere, la momentul acesta, noi avem un sistem de lucru acceptat de Consiliul Județean și de Minister, prin legile vigoare, care spune așa: orice copil cu dizabilități are acces gratuit. Însoțitorii acestuia, inclusiv pe la părinți, au acces gratuit. Recomandarea și invitația mea pe care o fac este ca tot ceea ce înseamnă inițiative de acest gen, inclusiv de fitoterapia, să o începem, să o inițiem de pe băncuțele gradelelor delfinariului. Copiii să vadă de la distanță, să se poată apropia chiar și cu atingere de pe mal, însă introducerea acestora în apă, în consecință care sistemul de filtrare în reabilitare va dura încă o lună, o lună jumate. După care sistemul de încălzire trebuie să fie reorganizat, pentru că acum avem apă care pe timpul ieri merge la 15 grade. Firește, ne oprem o vestă specială și poate se pot realiza. Pașii aceștia trebuie să fie urmați mărunt. Eu sunt convins
adică vom găsi înțelegerea. Dacă nu la Domnul General, la alte asociații, alți oameni care își doresc să inițieze un program de interacțiuni cu delfinii și care să se materializeze într-o bună zi de delfinul de la tine. Dar asta înseamnă mult prea mult. Generația ca Domnul General, cum pe delfinul? Da, două paliere. Pentru, la modul imediat. Da, nu o secundă. Da. La modul imediat, eu sugerez ca dumneavoastră să vină cu copiii, cu terapeuți, cu însoțitori, cu care să facă o interacțiune la început, la distanță, să vedem și reacția delfinilor și să vedem ce putem face să apropiem aceasta ca o adevărată de psihoterapie, pe de o parte, și pe de altă parte, fără a intra în apă, fiindcă asiguratorul nu ne permite și nici legislația în vigoare, Ministerul Mediului și modalitatea de adviză a delfinilor. Iar în faza a doua, după ce vom avea două delfinarii și acesta va fi gol, aranjat, reabilitat, va intra în program, după ce acest delfinar va fi gol, să discutăm împreună cu dumneavoastră și să găsim poate și sponsorizări, poate fonduri, să aducem aici un delfin care să fie pentru delfinoterapie. Acum se întâmplă o împrietenire a delfinului, singurul care, e vorba de Cian Cian, singura femelă care realizează contactul cu unul dintre antrenori. Acum lucrăm cu un antrenor nou și facem o demonstrație care ar fi pașii și care sunt modalitățile prin care pot socializa un delfin cu o persoană, de data asta nu chiar străină, e vorba de un antrenor care e nouă la noi, Silvia e venit de câteva luni de zile, deja a intrat în apă cu delfinii, însă nu a început interacțiunea, dacă ar fi fost florit, s-ar continua cu un bințul în apă, cu joaca, cu dansul, cu tot felul de comportamente de socializare a delfinului cu antrenorul. În cazul de față, își primește un mic echipă, este trimisă, foarte inteligentă, ea lovește în apă și în momentul acesta delfinul observă, delfina observă că nu este florit și că a trimis-o într-un loc greșit și, bineînțeles, răspunde și pleacă. Cu un gest mai mult sau mai puțin nervos, acum, de exemplu, ia să ne mai face un gest nervos, un gest de supărare, da, un cap, dar cu spate, deci un gest, nu neapărat nervos, dar un gest de refuz. Cum vom discuta de delfinoterapie, în primul rând trebuie să socializăm delfinii cu persoane străine, pe care le vom omogeniza cu un neopren sau cu o veste de anumită culoare, ce se apropie de delfin, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să dresăm delfinii pentru delfinoterapie, să dresăm delfinii în sensul eliminării riscului și a periculozității, generale a acestei specii, fiindcă delfinul este un animal puternic, un animal care te poate omorî în apă, așa cum te poate și salva, și nu trebuie să luăm niciun fel de risc. Noi, ca instituție publică, muzeală, nu putem să ne luăm, Doamne ferește, vreodată un risc de a efectua delfinoterapia în bazinele noastre, cu delfinii noștri și în colaborare cu un parteneriat cu o instituție de ajutor la copilul. Cu siguranță, premieră, noi suntem premiera, fiindcă suntem singurul delfinar din Constanța. În Europa nu. În Europa se face delfinoterapie pe scară largă, de la Istanbul în toate delfinarele din Franța. Vreau să zic că în Franța sunt mai multe delfinarii care fac delfinoterapie decât cele care fac spectacole pentru public. În Ucraina se fac foarte multe locuri se fac delfinoterapie. În cauza faptului că s-a demonstrat că o terapie cu animale este de bun augur pentru copiii cu afecțiuni psihice, în special pentru autiști, iar delfinoterapia are o... E adevărat și cea mai scumpă, fiindcă intenția de filmul este foarte scumpă, are o aură specială, este vorba de spectaculozitate dincolo de eficiența terapeutică. Și noi mergem să ne facem poze în Mexic sau unde se poate, poze cu delfinul sau să rotăm cu delfinul.